Salutare, eu sunt Ioana. Bine ai venit sau bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. La o nouă rețetă? Este, dar nu este una culinară. Sunt la mine în bucătărie sau la mine acasă? Nu. Sunt la Anca de la Bebe Mănâncă și m-am văzut cu ea, zic eu că am făcut echipă cu ea, să vorbim despre alimentație, alimentația femeii însărcinate, alimentația femeii care alăptează, alimentația mamei care a renunțat la partea cu alăptatul. Anca, îți mulțumesc că m-ai primit la tine acasă și că ai fost dispusă să discutăm așa pe larg de acest subiect de mare interes pentru mame. Ioana, mă bucur tare mult că ai venit la mine și că am putut să ne întâlnim într-un final. Și mă bucur că pot să vă ajut și pe voi, pe mămicile din comunitatea ta. Anca, cred că avem multe de discutat și am stat să povestim ore în șir. Așa, dar hai măcar să facem așa o introducere în partea asta de alimentația mamelor. Haideți să o luăm cu începutul. Alimentația în sarcină este clar diferită de alimentația, nu știu, unei persoane care nu este însărcinată. Așa este. Spune-ne tu ce e voie, ce nu e voie, ce e recomandat, ce nu e recomandat din punctul de vedere al unui nutriționist. Ioana, știu că în ultima perioadă tot mai multe mămici sunt preocupate de un stil de viață mai sănătos și în special în perioada sarcinii știu că se preocupă mai mult și asta e un lucru foarte bun. Însă trebuie să ținem cont că atunci când suntem însărcinate, numărul de calorii consumat va crește. Nu trebuie să ne preocupe neapărat numărul de kilograme acumulate, deci nu facem cure de slăbire în timpul sarcinii. În niciun caz. În niciun caz și nici atunci când alăptăm, bineînțeles. Ar fi ideal să mănânce cât mai multe alimente proaspete, bogate în vitamine. Acidul folic este foarte important. Calciul, de asemenea, fierul, nu trebuie să uităm de fier și de evitat ar fi chiar puține ingrediente, alimente. Ar trebui să evite carnea crudă, carnea ar trebui să fie procesată termic cât mai bine. Deci, nu, fără sushi, fără... Fără sushi, da, fără pește crud. Peștele ar trebui din surse cât mai sigure. Deci evităm carnea crudă, evităm peștele crud, evităm brânzeturile care nu sunt pasteurizate, nu neapărat care nu sunt pasteurizate, da? Deci laptele de țară, dacă l-avem, îl fierbem bine înainte. Evităm fumatul și alcoolul. Și cafeaua și ciocolata unde intră? La da sau nu? Cafeaua și ciocolata intră la da, să știi, că nu trebuie evitate complet, însă în cantități moderate. De altfel, ciocolata nu este chiar atât de rea, dar în cantități moderate. Câte un pic de ciocolată neagră e binevenită. Face bine. Da, face dimineața bine. Merge. Aici fac o paranteză. Eu când eram însărcinată cu Carina, țin minte și acum de colegele de la birou, care în momentul în care mă vedeau că mănânc atâta ciocolată, ziceau, stai să vezi ce copil agitat o să ai și... super energic și zic că lasă să ajung acolo. Acum contează momentul de față și eu și ce îmi face mie plăcere. N-a fost nici agitată, nici exuberant așa sau super energică, un copil echilibrat, dar țin minte că mă tot săcăneau cu chestia ta 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 ta. Deci tu zici că în cantității moderate. O cafea pe zi cu un pic de lapte... E ok. Da, da. Ai zis tu de fier, de vitamine. Astea le luăm din alimente, dar recomanzi și suplimente alimentare în pastile micuțe, toate aceste suplimente? Suplimentele sunt binevenite, dar doar cu recomandarea medicului. În sarcină și în general noi, femeile, nu ar trebui să luăm suplimente chiar după ureche. Da, sau după ce zice vecina, prietena, cumnata și așa mai departe. Sunt câteva vitamine care pot fi luate fără mari investigații, dar în general mergem pe recomandarea medicului. Am înțeles. Deci sfatul medicului este sfânt până la urmă. Ok, am trecut de perioada sarcinii și am ajuns în postura de mamă. Mici. Da, atunci sunt foarte multe schimbări la nivelul corpului, mental, hormonal, dar nu despre asta vreau să vorbim acum. Ce facem cu alimentația când devenim mame? Știu că există această foame nestăpânit, ai mâncat tot frigiderul, dacă se poate. Continuăm să mâncăm, bineînțeles, continuăm să mâncăm, pentru că noi avem nevoie de mult mai multe calorii, atât în sarcină cât și în alăptare. În alăptare și mai multe calorii, ca să putem să producem lapte, bineînțeles. Și atunci continuăm să mâncăm mâncare de calitate,
nutritivă. Deci nu ne oprim, nu ținem diete, mâncăm în continuare. Ok, și fără fast food-uri, ai zis tu nutritiv, deci fără fast food sau alte prostii din zona asta, pe cât se poate, recomandat. Asta e valabil pentru toată lumea, nu doar pentru mămici, da? Da, da, da. Ok, aici înțeleg, na, și eu am fost mămică și Anca mămică și tu ați fost acolo sau urmează să fiți acolo. Totuși ajungem să trecem și de partea cu alăptarea. Mm-hmm. Că se întâmplă mai devreme, mai târziu, mm-hmm. că lăsăm pe copil să se înțarce el, că îl înțărcăm noi, astea sunt subiecte conexe, dar ajungem totuși și nu mai alăptăm, suntem mămici și am rămas cu câteva niște kilograme în plus, o siluetă care nu mai e cum era odinioară. E, acum ce facem? Acum putem să ținem un pic de regim, un pic de o cură mică de slăbire, dacă vrei. Nu ceva drastic. Nu recomand niciodată ceva drastic. Un pic de deficit caloric și un pic de sport. De sport? Deficit caloric? Deficit caloric, da. Cum calculăm acest deficit caloric? Acum eu știu că sunt foarte multe aplicații pe care ți le poți instala pe telefon și zici acolo la masa asta am pus, nu știu, orez cu pui, cu așa și zice numărul de calorii. Dar dacă nu avem această disponibilitate până la urmă să stăm cu aplicația, cu telefonul, așa, cum ne uităm așa la ochi cât să ne fie porția? Greu de spus? Nu neapărat greu de spus, dar să știi că aplicațiile de genul acesta te pot ajuta foarte mult și chiar le găsești și în mod gratuit pe App Store. Da, pe... exact. În deficitul caloric va trebui să îți numeri un pic caloriile, da. Adică din ochi e un pic mai greu dacă nu ai experiență sau, bineînțeles, să apelezi la un nutriționist care te ajută în acest sens fără să te înfometezi. Asta e cel mai important. Nu trebuie să ne înfometăm, trebuie să avem mesele regulate, da. Nutrienți și... 3 mese pe zi și 2 gustări între mese sau dacă încercăm mese? Să avem deficitul caloric, renunțăm la gustările între mese? Nu, neapărat nu. Să știi că 3 mese pe zi și 2 gustări e... general vorbind, nu poate fi valabil chiar pentru toată lumea, depinde de fiecare organism în parte. Așa ar fi teoretic, 3 mese pe zi și 2 gustări. Nu renunțăm la gustări, putem avea gustările din fructe, nu... nu e nicio problemă. Fructe proaspete, fructe uscate, confiate sau... Nu, fructe proaspete și în niciun caz fructe confiate. Fructele confiate conțin foarte mult zahăr. Trebuie să citiți foarte bine etichetele, conțin zahăr și ar trebui evitate, da. Mi-au venit în minte două întrebări și vreau să ți le adresez acum ca să le discutăm ulterior. Una este cu această poftă de dulce, de sărat, depinde uh-huh. de fiecare uh-huh. și a doua este cu ceva ce mi se pare mie cumva la modă, acel intermittent fasting sau uh-huh. postul intermitent sau fiecare îl numește, am auzit multe denumiri ale acestei metode de a slăbi. Hai să o luăm cu prima. Cum gestionăm poftele astea de dulce sărat? Le dăm curs, le dăm curs cu moderație sau efectiv ne luptăm așa cu noi și fără de tot? În general, recomandarea mea este să ne urmăm poftele organismului, pentru că el știe foarte bine de ce are nevoie și trebuie să-i dăm organismului ceea ce cere. Asta nu înseamnă că dacă el cere chipsuri, dăm neapărat chipsuri. Găsim un înlocuitor mai sănătos. Putem să-i dăm câteva alune, nuci, okay. caju, migdale. Și la fel și cu pofta de dulce, eu zic că dacă mâncăm fructe, o să dispară în timp și pofta de dulce e nesănătos. Iar în momentul deci în care... mergem la prima cofetărie și dăm acolo iama. Mai dăm, dar din când în când, cu moderație. Cu moderație, da. Moderație. Iar apropo de postul intermitent, să știi că nu este neapărat obligatoriu ca după un post intermitent să și slăbești. El este bun. E... Să mai curăță organismul, detoxifiere. Da, e bine să ai... E prea mult spus. E prea mult spus pentru că nu prea există o detoxifiere făcută din exterior, se face din interior de către propriul organism. Dar este bine din când în când să mai înfometăm așa un pic organismul.
are rezultate dacă este aplicat pe o anumită perioadă de timp, adică, nu știu, ții o lună, două, ai văzut niște rezultate, sau poți să te duci cu el așa la lung, jumătate de an, un an, mai are efecte dacă te duci așa mult cu el? Păi depinde de ce efecte aștepți tu să obții. Dacă vrei acele kilograme, eu îți recomand în continuare deficitul caloric. Deficit caloric. Da, da. Și deficitul caloric, na, clar, din alimente. Fără sport putem? Că sunt multe persoane care poate nu e genul lor să facă sport, poate nu au timp, nu-și găsesc, nu știu, zenul, mobilitatea, energia, nu se aliniază planetele. Se poate fără sport? Da, se poate fără sport. Eu am fete cu care am colaborat, care au slăbit doar din deficit caloric, fără sport, da. Și important este că nu s-au îngrășat după ce am încetat colaborarea. Da, se poate fără sport, însă sportul este recomandat pentru sănătatea noastră și pentru menținerea stării de bine, în general, nu neapărat pentru slăbit. Practic, tu, ca nutriționist, înveți omul să adopte un stil de viață sănătos pe termen lung și după ce termină o colaborare cu tine în care îl îndrumezi pas cu pas, să nu revină la kilogramele alea multe și în plus și nedorite. Eu asta îmi doresc, da, îmi doresc ca după colaborarea avută cu fata respectivă, ea să rămână cu mai multe idei și să poată continua singură fără ajutorul meu. Și da, se întâmplă pentru că de fiecare dată când trimit un meniu, trimit și câteva explicații acolo să înțeleagă de ce anume i-am dat mesele respective. Tu faci meniuri personalizate, nu? Sigur că da, da. Ok, și ne poți spune așa ce e în calcul când faci un meniu? Adică dacă vine cineva la tine, care îi sunt așteptările? Adică cum iei de la zero persoana respectivă? Îi adresezi un set de întrebări? Ieșiți la o cafea, povestiți un pic sau cum? Cum se întâmplă totul cu partea asta de, păi, de nutriție? E foarte simplu pentru că există un chestionar pe care eu îl am și pe care persoana respectivă îl completează. Iar eu de acolo îmi dau seama. Poate, nu poate, cât poate, ai nu poate, analize, dacă are, bineînțeles, probleme de sănătate, dacă urmează un tratament, ce anume îi place, ce nu îi place, dacă știe să gătească, pentru că e foarte important. Degeaba îi dau eu rețete complicate dacă nu știe să gătească sau pur și simplu nu are timp. Și încerc să mă mulez pe persoana respectivă, să-i fie cât mai ușor să gătească în fiecare zi, Ai menționat ceva și cumva mi-a atras atenția că eu rar am întâlnit această chestie cu analizele medicale, că foarte multă lume se trezește acum, eu sunt nutriționist, Nu contează că n-am cursuri, nu contează că nu am vreo școală sau ceva, dar îmi pun acolo un status pe rețelele de socializare, gata, sunt nutriționist. Greșit, cumva e bine să fim atenți și atente la aceste persoane. Și să vedem și, uite, cum zice Anca, băi, cerem și niște analize, că poate omul are, nu știu, vreo intoleranță, vreo alergie, vreo ceva. Da, atunci când vorbim de dietele de slăbit, nu este neapărat necesar un set de analize. Dacă persoana se simte ok și este ok, mai ales când vorbim despre mămicile care au terminat alăptarea și vor să dea câteva kilograme jos, este, din punctul meu de vedere, un pic mai simplu. Dar dacă vorbim despre persoane care au alergii, de exemplu, pentru că am avut, în general, da, cazuri de copii care aveau alergii, da, mi-au trimis toate analizele pentru că e important. Acum înțeleg că tu ajuți nu doar mămicile în partea asta cu alimentația, dar și copii? Da, mămicile au fost pe planul 2 pentru că eu am început într-adevăr cu copiii, cu meniul copiilor și am început cu diversificare, apoi au apărut copii care au avut probleme, intoleranțe, dar foarte mulți copii cu probleme de genul acesta. Și a fost așa, încet, încet, am trecut de la copii la mămici. Da. Am înțeles. Și acum acoperi ambele zone. Ambele, și, da, și alimentația copiilor și a mămicilor. Da, da. Așa este. Eu mai am așa o vorbă și vreau să o subliniez acum. Persoana care spune ceva este cel mai bun exemplu.
în a susține ceea ce menționează. După cum o vedeți, Anca este un exemplu de persoană care are grijă de alimentație și de nutriție și mă bucur că există oameni ca tine care dau din cunoștințele lor și îi ajută și pe ceilalți. Așa, ca să dau un pic din casă, să știi că eu am început să studiez nutriția și, în general, să studiez partea asta de alimentație sănătoasă după ce am născut-o pe Aria, fetița mea, și după ce am început diversificarea, pentru că ea era foarte pretențioasă, mânca foarte puține lucruri și am zis că, ok, trebuie să studiez, să văd din puținul acela pe care el mănâncă, să își asimileze nutrienții de care are nevoie. Și uite, așa am... Ai ajuns cu acte în regulă. Da. Da. Anca, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care mi le-ai dat. Și ce să zic, eu sunt prima pe listă la o dietă. Nu ai nevoie, Ioana. Știi cum e? Nu. Știi ce zic eu? Că fiecare persoană se simte bine în corpul ei la un anumit timp, la un anumit număr de kilograme. Eu, de exemplu, înainte de sarcini, că am două, eram mai rotunjoară, mai împănată. Clar aveam mai multe kilograme decât am acum și mă simțeam foarte bine, nu aveam nici un stres, nicio problemă. Acum, nu știu, din papucii de mamă, parcă îmi doresc să fiu, nu știu, cât de slim pot, cât de micuță. Ai întâlnit așa cazuri din astea să-și dorească să fie mai slabă decât era înainte, mămica, înainte de a deveni mămică? Da, în general, cred că e trendul actual, da. Nu ne mai lăsăm așa, știu, mi-am făcut un copil, 2-3, câți am făcut fiecare, avem un soț, o casă, o familie, da. Și ne lăsăm pe planul 15. Da, nu știu dacă ai observat, dar în general mămicile, adică femeile însărcinate din ziua de astăzi, sunt din ce în ce mai slabe. Se vede doar așa o burtică. Da, și, da. Ele au grijă încă din sarcină, ceea ce nu e rău, pentru că într-adevăr trebuie să avem grijă și de numărul kilogramelor în sarcină și doctorul cred că ne recomandă undeva între 12-15 kilograme de luat în perioada sarcinii, dar pe de altă parte nu trebuie să ne înfometăm. Deci, practic, un efort mai mic depus în sarcină, în a avea grijă la alimentație, da. Duce ne ajută către un efort mai mic. Ulterior, când vrem să dăm kilogramele în plus. Recuperarea este, da, într-adevăr, este recuperarea mult este mult mai rapidă, da, și mai ușoară. Da. Păi, un pic de grijă în sarcină și apoi lucrurile vin natural. De la sine, da. Da. Eu am prins curaj acum în urma discuției cu Anca, sper că și tu ai același vibe și același sentiment. Anca, îți mulțumesc tare mult pentru eu timpul acordat. Eu îți mulțumesc acordat. Că ai venit. Te aștept oricând. Da, mai vin, îmi place la Anca, mai vin. Sigur. Dacă ai subiecte pe care vrei să le abordezi cu Anca, îmi scrii mie sau ei și facem echipă și venim către tine cu informații. Păi, ce să zic, spor la bucătărit, cum zic eu, și jos kilogramele, dar la sfatul unui nutriționist. Pupici, la revedere! La revedere! Pa, pa.